Văd că este foarte discutată treaba asta cu guvernele. Că guvernul, că hau-hau, că guvernul, că nu știu cum, că ce să facă domnul președinte, președintele dumneavoastră, luni la consultări, că le-a fixat între timp, a zis luni, îi chem și așa. Bun. Și eu am văzut astăzi ce a mai declarat dânsul. Eu, din păcate pentru mine, am citit Constituția României și de n-aș mai vrea să intru, că după aia o să se înțeleagă că eu l-atac pe domnul președinte sau ceva și nu, chiar nu vreau să-l atac. Și plus, nu prea mai contează în România pentru nimeni Constituția, că nu stăm în asta, nu ne proptim în asta. Am văzut astăzi și chiar și abordarea domnului Arafat. Deci nu ne mai împiedicăm de Constituție în general. În general ne încurcă. Nu, noi vrem, vorba aia, să facem treabă, să fim și noi băieți și nu putem din cauza la Constituție. Nu. Chiar dă încolo de Constituție. De-aia nici nu. Doar atâta vreau să vă spun că domnul, s-a discutat mult despre faptul că domnul Câțu, premier demis, dar încă în funcție, așa, el este... A zis că plafonează prețurile. A zis că plafonează prețurile și e tare că plafonează prețurile, dar, atenție, nu asta. Deci toată lumea a vorbit astăzi despre cum o să facă domnul Câțu când o să plafoneze prețurile. Dar cum va proceda? Dar care va fi prețul la care va plafona? Că dacă prețul este foarte sus, care mai este șmecheria? Că hau, că bau. Și discutau detalii. Cu toată dragostea, domnul Câțu n-a spus că plafonează prețurile, punct. A spus că plafonează prețurile dacă va fi el iar prim-ministru. Că nu face din postura în care e. Că nici nu poate să dea ordonanțe de urgență. Dar cam asta ar fi ideea. Adică, hei, vreți prețuri plafonate? Mă puneți la loc. Mă puneți la loc. Altfel eu pot să stau interimar. Nu mă zorește nimeni să plec de aici. Stau interimar fără probleme. Dar nu o să puteți avea plafonare la prețuri. Vine prețurile mari. Mă puneți la loc. De fapt, mesajul domnului Câțu n-a fost că plafonează prețurile. A zis că dacă nu-l punem, se întâmplă nasoale. Deci asta a fost toată. Nu că din vorbă îl susțin, eu vreau să fie domnul Câțu, știți că dacă nici eu nu-l susțin. Hai să ne amintim totuși ce spunea domnul Câțu pe 31 august. Vreți? Noi suntem în data de 8 octombrie. Și 31 august a fost acum o lună și o săptămână. Corect? Nu? Că o lună și o săptămână, nu 31 august. Hai să vedem, avem, da, înțeleg că există și un video, am luat cumva și video, ziceam așa, dă-l, e bine, dă-mi-l pe ăsta, te rog, așa este, zice, e de pe zi, de pe Agerpress, 31 august, vedeți că scrie 20-21, a 8-a 31, vedeți? Așa. Video, Câțu, nu vom interveni pentru a plafona prețurile la energie. Cum? Avem nevoie de independență energetică. Deci asta a zis domnul Câțu pe 31 august. Nu vom interveni pentru a plafona prețurile. Pe 7 octombrie, adică ieri, a venit și a zis, bine, acum suntem, nu suntem pe 8, dar pe 6 a zis. Pe 6 octombrie a venit și a zis că plafonează prețurile dacă îl pune la loc, practic, dacă vom avea guvern cu el. Deci tare sau ce? Eu îl susțin. Adică dânsul nu prea se susține pe sine, că zice pe 31 august ceva, după aia absolut cu totul altceva pe 6 octombrie. E drăguț. Dânsul a mai zis, dar la distanță de mai multe luni, vreo 7, imediat o să dăm și filmul, la distanță de vreo 7-8 luni a zis, foarte hotărât, că subvenția primită de partidele politice de la stat va fi împuținată radical. Și după au trecut câteva luni, vreo 6-7, nu mai multe, și a venit și a spus că totuși trebuie mărită subvenția. Țineți minte că am dat în emisiune, îl susțin. Da, zic așa. Acum, totuși, intervalul de timp e ceva mai miculuț decât o lună și un piculeț de zile lângă, în care a zis, nu plafonăm, bine plafonăm, dacă îl puneți pe fratele vostru. Hai să